Angajații din administrație acuză guvernul că nu și-au ținut promisiunile făcute în campanie electorală și că nu a aplicat niciodată legea salarizării unitare. Dacă autoritățile ar fi făcut acest lucru, ar fi însemnat creșterea lefurilor și pentru funcționarii din administrația publică locală, precum și acordarea tichetelor de masă sau a normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală. Liderii sindicali au făcut apel în același timp la solidaritate și unitate, solicitând ca toate confederațiile sindicale să se unească și să protesteze în același timp, pentru că altfel executivul ar putea să înceapă să ia măsuri. La nivelul administrației publice locale, aproximativ 50% dintre salariați au venitul până în 1000 de lei. Oamenii se află într-o situație disperată, sunt familii care au contractate credite, care pur și simplu trăiesc la limita subsistenței. De protestul sindicatelor din administrație nu este străin nici premierul Victor Ponta. Șeful executivului afirmă că ofurile protestatarilor vor fi în curând analizate și se va încerca găsirea unei soluții sustenabile, nu adoptate sub presiune. Pe 1 iulie intră în vigoare salariul minim 1050, da? Și la 1 ianuarie 1200. Ce au dreptate oamenii este că practic am tot împins de jos și s-au aglomerat toți la salariu minim. Și chiar vreau să vă rog să discutați, să găsim soluții. Nu vreau să spunem da așa sub o presiune și mâine să nu mai fie bani. Deci vreau să fie lucrat serios. Până la rezolvarea problemei dintre sindicate și guvern, angajații din administrație sunt cei care vor trebui să se descurce în continuare cu salariul extrem de mic pe care îl au. Cum se poate să trăiești cu 776 de lei pe lună? V-aș propune un test. Cu acest salariu, nu două. Eu donez unui parlamentar sau unui guvernant acest salariu, două luni. Și să se descurce în București cu acest salariu, acoperind toate necesitățile vitale. Să văd și eu dacă se descurcă. Ne confruntăm la ora actuală cu cel mai mic salariu care l-am avut vreodată. Sunt inspector superior cu studii superioare și mă duc acasă cu 1100 de lei. Este incredibil cum poți să trăiești astăzi cu doi copii în facultate și cu o soție care lucrează la fel în buget, să lucrezi, să te duci acasă, ambii, eu cu soția împreună, cu sub 2000 de lei salariu. Nu este permis. Am ajuns să cerșim sau să implorăm mila părinților noștri care au pensii.